Weekendul horror revine, ați uitat efectiv de el, în fiecare weekend ne jucam câte ceva horror și canalul meu de YouTube e un pic ciudățel pentru că ne-am jucat ieri ceva cu un profesor la școală, iar astăzi vom căuta în peșteri cu o dronă oameni care probabil au decedat, mineri, oameni care intră să exploreze peșteri și așa mai departe și zic că e ceva secret în peștera aceasta. Are o grafică ciudată, jocul e un 4x3, are bări negre, ne jucăm oricum pentru că cică e distractiv, e interesant. Deci după achiziția drept de a mina în zona din 1992, Rockwell Mining, nu știu ce, s-a întâmplat ceva, au lipsit niște persoane, au dispărut, ok, și s-a întâmplat pe proprietatea companiei, nu știu ce, și avem un survey drone developed by RMG. Deci suntem cu o dronă, nu suntem noi un om în peșteră. Bun, jocul ăsta o să fie ciudățel, deci, în primul rând că nu mă mișc cu mouse-ul. Și văd că am intrat într-o peșteră dubioasă rău de tot, unde cică oamenii efectiv sunt pierduți. Vă vine să credeți? Adică uitați-vă. Și vreau să văd eu ce e secretos aici, un pantof. Ăsta e al vostru? A, pe râs scanez, așa e. Scanning. Bă, ce dronă inteligentă. Zero DNA. Nu are ADN. Fii atent, avem niște pietre, se face drumul la stânga. E o piatră. What? Motion detected! Ha? Bă, n-am văzut nimic acolo. Dați-ne apoi și spuneți, s-a mișcat ceva? Motion detected? Bun, deci simt că am făcut doar stânga, pardon. Deci ne-am venit de acolo și facem din nou stânga. Ar veni dreapta cum am intrat noi, știi? Noi ne-am întors, în fine. O să țin din nou stânga. Stai așa că am văzut ceva aici. Una lanterna. What, și mai are baterii? Putem să analizăm dacă are ADN pe ea. Voi vă dați seama ce tehnologie nebună avem. Crazy. Handheld light source, low battery charge. Deci știi că e un device pentru iluminat, ținut în mână, lanterna, și că e low battery. Oh, wow. Oh my... Object is... Ha? Ăla e sânge? Object is too far to scan? Aha, am dat cu zoom. I-a căzut ceva pe el, voi vedeți? Ceva roșu. You found a missing person. Opa! Am descoperit ceva. După ce am testat Cave Crawler, așa e numele jocului, pentru 4 ore, a putut localiza persoana care a dispărut, corpul persoanei, era un hiker, gen făcea drumeții, într-o peșteră care conținea o structură cristalină. După mai multe studii, RMG, asta e compania, a descoperit cristalele care au o energie foarte mare în interior, densă. Mamă, și că ar fi mai puternici decât sursele de energie nucleară, care probabil sunt insane, adică foarte mari în energie. Gen un cristal de la mic are multă, multă energie. Tare rău de tot. Vedeți în descriere GIF-ul codurat 12% reducere dacă vreți. Eu am și Shaker Cup cu PewDiePie, că sunt fan. Și am ceva român Naruto, care e super bună. După ce am descoperit un nou potențial, o sursă de combustibil, gen energia asta, compania RMG a necesitat să exploreze mai adânc. Ok, deci au descoperit piatra și au zis, băi, e foarte interesant, hai să mergem mai departe, să vedem ce se mai întâmplă și ce se găsește. Și... următoarea registrare a fost colectată după Cave Crawler 22. Deci device-ul ăsta se numește Cave Crawler. Cave Crawler înseamnă un târător așa prin peșteră, gen merge el ușurel. Uite, deci filmarea asta a fost după 22 de ore, după ce o persoană a fost blocată. Aha, mining personnel, cineva care e mina. Uitați-vă în dreapta jos, avem 398 de metri și avem 3 corpuri de găsit. Mamă, 3 oameni au fost blocați. A, nu mă las să mă duc înapoi. Fii atent pe pereți că încep să apară cristale de alea, observați? Sau ce e? E ceva cu roșu. Cred că o să ajungem la sursa aia principală, un cristal gigantic, așa cred eu. Deci, 398 de metri, 3 oameni de găsit, ok? Mă, dar nu uitați că în peșteră mai devreme am văzut motion detected. Deci am avut niște... Wow, mișcări, cineva s-a mișcat acolo. Dar cine? Ce, un liliac? Și n-am văzut niciun animal până acum. Excavation container? E un pic enervant că mă întorc foarte greu. Am încercat să colecteze piatra.
și s-a dărâmat cu totul. Dreapta sau stânga? Hai în peșirea asta să mergem full dreapta. Full, full, full dreapta și vedem ce se întâmplă. Mamă, câtă piatră! Uite, avem din nou un excavator sau e o roabă. Asta e excavation container. Zi, bă, că e wheelbarrow sau cum se numește. Târnă Copenstein. Stai să vedem dacă are ADN pe el. Că putem să ne dăm seama, a fost al unui om sau... Rockwell Mining Tool. Bro, mă prindeam și eu de asta, mă gândeam că am zis ceva interesant. Bine, clar că a fost al unui om, dar... Poate vedem ceva de ADN de monstru, cine știe. Au căzut pietrele. Vă dați seama că eu cred cu 100% eu cred, și poate n-are niciun sens, dar eu cred că în adâncul pământului ceva se întâmplă. Adică trebuie să fie niște cristale nemai găsite de nimeni sau poate, uite, ca aici ceva de care conține energie sau nu ai cum să știi. Mi s-a părut, deci a fost mind blown pentru mine și căutați și voi, nu mă credeți pe mine, poate voi găsiți altceva, când am aflat că omenirea a săpat doar vreo 7 km jos. What? 7 km e nimic. Fii atent, văd ceva sus acolo, dar nu știu ce e. Oh my god, e un om. Nu. Dar de ce mor toți ăștia? Că nu pare că au murit gen... You found a body. Bro, what? Ce s-a auzit? Credeam că s-a auzit la mine din cameră. Cine l-a tras? Măi, și nici nu putem să ne ducem sus acolo. Mă, cineva se mișcă pe ei și nu știe. E a doua oară când vedem. Cad pietre. Mamă, și ele sunt insane de grele. Bă, ideea în sine nu e rea. Imaginează-ți în viața reală că noi să trimitem o dronă de asta într-o peșteră la 50 de km adâncime unde n-ajunge niciun om. Da? Aici au ajuns oamenii, dar gen undeva unde nu ajung oamenii. Și să vezi niște monștri de sau niște creaturi. Bro, what? Ar fi cel mai insane lucru. Băi, aici ne e bun. Nu știu că am fost acolo, văd ceva lumină? Uite, aici n-am fost. Yo! Oh my god! E al doilea om. Are ceva pe el, voi vedeți? Nu știu dacă e de la joc. Are ceva așa uleios. Hat. Gen, fix când se termină misiunea, când găsim ultimul corp, să ne atace un monstru sau ceva. Cavern block cause unknown. Rockwell Ultra Safe Protection Headgear. Ia uite-l, mă. Bă, cât l-am căutat. M-am dus până la spawn și m-am întors. Credeam că am ratat-o, dar nu era jos. Deci pe unde au căzut pietrele, fii atent. What? Cum a ajuns la jos acolo? Nu știu. Și uite-i pălăria lângă. Mă, ce? Wow, a ieșit ceva. Noi nu trebuia să-l găsim pe ăsta ultimul. Trebuia pe ăla, mă rog. După ce am căutat 2 ore, mă rog, apărățelul ăla, Cavecrawler a fost capabil doar să localizeze corpurile a celor 3 mineri, care erau încă, zic, complete, intacte. Bun, alongside personal equipment of the remaining 12, sunt 12 oameni. Upon further examination, după multe examinări, corpurile aveau niște date medicale. On the crystalline structures, nu știu ce înseamnă asta, deci chiar nu am idee. Beginners mark spores, deci corpurile care au fost atacate au niște spori mici, chestii pe corp. Aha, după ce s-a făcut contactul, sau odată ce s-a făcut contactul cu materialul acesta biologic, cristalele vor începe să acopere corpul, mă. După implant, încep să apară după 24 de ore ceva, cristale. Și după 48 de ore se fac full, cresc. Am început la ora 8:00 dimineața. Au fost detectate activități seismice, gen cu tremur. Adânc în peșteră. După ce s-au localizat 2 evenimente, s-a pierdut contactul cu echipa de hrănire de la ora 09:00. Și a fost trimis din nou apărățelul ăsta. Eu nu înțeleg cum se mai întoarce aparatul, adică habar n-am, mare.
Fiți atenți, am dat mai mult zoom să vedem dacă e mai ok așa. Că ne interesează, zi, pătratul ăsta din mijloc. Bă, ce-o fi asta e întrebarea? Suntem la 675 de metri. Ce-or fi pilonii? Nici că sunt niște pufuleți. Scanning. Mă mir că are, gen... They're still alive. What? Sunt, a, sunt mumificați sau... E coșciuc ce e ăla? În viață. Bun, biohazard, ci că să nu intrăm sub nicio formă. Cred că e pus de oameni ăsta. Deci clar au fost oameni aici și au pus ei semnul. Și că sunt dălea de pe cartofi, dacă ați curățat vreodată cartofi. Mă rog, hai să... Pare că intrăm într-o creatură. Are sens? Pare că intrăm în ceva ce are viață. Adică mi-ar fi cam frică să vin eu aici să minez. Nu știu cât ar trebui să mă plătească frățiorii. Facem aceeași strategie, full stânga de la bun început. Sau oare ar trebui să mergem câte puțin și apoi să ne întoarcem? Că dacă la dreapta era în fundătura, uite, exact aici. Ce-o fi asta, că văd că a ieșit ceva din ea. Să fi consumat oamenii și apoi a stupat în ceva? The seed is first planted. A, nu e om aici, e o sămânță. Bă, nu știu în ce intru e întrebarea. Adică e... roșu cu... perii ăștia, ce-or fi? Au citit ceva acolo sus. Ceva... știu că e o lampă. Stai, ce scanăm? A mistake was made? O greșeală? Nu știu la ce se referă, poate spuneți voi în comentarii. Hopa! Hopa! Yo! A căzut din nou ceva de sus, nu știu ce-o fi. Find a missing team, 0 din 5. You found a crystal. Deci pare că, dacă țineți minte ce v-am citit mai devreme, scria că după 48 de ore, pardon, oamenii se cristalizează complet. De-aia ăla arată ca un cristal, vedeți? Ăla de acolo e efectiv un cristal. Mă, dar de unde a căzut de sus? Eu acum am prins, că nu e nicio gaură în tavan. Deci omul ăla s-a transformat în cristal. What? Da, pare că e un om, dar full așa roșu cu... Cred că asta e cea mai bună strategie. S-a mișcat ceva? Motion detected! Bă, lasă, n-are sens, ce s-a mișcat că nu e... A intrat în perete? Nu mai sunt corpuri decât cristale? Uite, ăla nu e un om? A intrat aici. Deci facem dreapta, am zis, stânga, pardon. E mișto că-ți spune aparatul motion detected, adică te și anunță. Dar sunt curios, oare ei recuperează aparatul ăsta sau credeți că e cu puterea internetului? Gen, prin internet transmit live-ul chestiuța asta și apoi chiar dacă se distruge aparatul, rămâne salvat. 4F43, îmi zice în stânga jos, dar e tăiat. Pentru voi, you found a crystal. Ok, deci, țineți minte că aici am văzut corpul și m-a speriat așa umbra. Dar noi am ieșit de acolo și cred că trebuie să intrăm pe aici. Intrarea asta nu văzusem. Ok, am ajuns altundeva. Ceva, ceva văd acolo. Ah, mistake was made. Da, mă, uite-l. Da, mă, da. Dar am mai fost aici sau nu? Că aia cu mistake was made, parcă am mai văzut-o. You found a crystal. Mă, sunt multe intrări, e prea încălcită zona. Mai avem din nou stânga-dreapta. Aici n-am fost. Hopa! Yo! Cum a căzut piatra instant când ne-am apropiat de aia, oare? De ce? Ne simte energia, dar noi suntem un robot, practic. Agitated crystalline object. De ce e agitat? Mă, ce aici așa întunecat? Ha? Scanez nimic? Sau poate ceva în întuneric și vede aparatul. Unknown organic mass detected. Ha? Unknown, necunoscut. Oh
my god! Wow! Ăla chiar e scary! Bă, lasă-mă! L-a pus ca pe trofeu! Opa! Cred că aici e ultimul omuleț, sau? Nu-mi dau seama dacă ăla e un om. Stai să vedem? Nu. Ain't no way, bro. Seed. Nu știu ce înseamnă asta. Gen e un om care are cristal pe el, dar... Bun, ieșim de aici, ieșim de aici, facem stânga, că erau două, stânga, dreapta. Acolo a fost la stânga, aici la dreapta. Oh, nu! Oh, nu! Oh. Să nu fie niciun om aici? La dreapta? Mă, unde mă duc? Uite-l, mă, am trecut pe lângă el, lol. Ultimul care era. Deci era la întorsătura asta, așa de am făcut-o. De trecusem lângă el. Found a crystal. I-am găsit pe toți. Se aude un monstru ceva prin peșterea, dar nu știu ce. Legea federală, așa, severe civil and criminal penalties. Deci, ci că pedepsește pentru reproducerea neautorizată, distribuirea... Cred că filmulețul ăsta de-l facem noi. Cred că aia e. Filmarea următoare este doar pentru folosire de interior, adică pentru angajați. Bun, și că ne-a... Mă, bă, și e 5 ani de închisoare dacă vezi filmarea asta. Deci, următoarea înregistrare este colectată de Rockwell Mining Group, ok, ăștia firma, și rezultă... A rezultat al agenților Alex și Bogdan, e, mă rog, și trebuie să ne-ați mișto. Investigation into the origin of the earthquake. Deci vor să afle cu tremurul, ce produce cu tremurul. Sub open for further documentation regarding the records, așa. Da, deci sau UF0001. După mai multă analiză, mai bine zis, the following footage is believed to be what caused the disaster. Deci filmarea următoare este ce a cauzat acest dezastru. Hopa! Deci cu cât ne ducem mai adânc, cu atât devine mai în... fricoșător. Întrebarea mea e cum a ajuns apărățelul ăsta de jos. Deci noi suntem la 900 de metri sub pământ. Asta e deja o filmare pe care, la care noi ne-am uitat într-un fel, dar doar că noi controlăm roboțelul. Care și că e interzisă. Deci ceva s-a întâmplat aici, 100%. Vedeți că deja pereții nu mai arată pereți. Pare că intrăm într-un organism. Ceea ce e destul de fricoșător, gen, de ce există asta. Și chestiile astea care ies din pământ, îmi dau impresia că, bă, da, suntem într-un organism care trăiește. O, într-un organism viu. Bun. Ecranul e murdar, nu știu de ce. Aha. Sunt ceva pori, nu știu. Scanăm. Nu se cunoaște ce am găsit. O masă organică. Gen ceva, organism. La dreapta pot să mă duc? Nu. Deci de țel jocul că trebuie să te uiți pe fiecare, în fiecare colț și se întoarce greu imaginea. Oh my god. Oh snap, uite-te în stânga. Bă, lasă-mă. Câta piatra, bă, știi că are energie multă din interior. Multiple bodies detected. Fii atent obiectivul meu. Uau, ce aia? Bro, se au niște sunete ciudate, nu înțeleg. Ca și cum bate cineva ceva. Ce asta? Un crnat, ce? Mă, ce? Dați și vei un like dacă... undulating, habar n-am ce. Dați-mi un like, băie, să facem și noi 2, 3, 4.000, 5.000, 6.000 pentru weekendul horror, dacă nu sunteți șobolă noi.
Tract intestinal. What? Băi, tract intestinal? În stomac? La 900 de metri suntem în stomacul ăla? Ce? Carlos? Ce Carlos, mă? Carlos Bandera. Deci clar suntem în intestinul unui monstru sau un stomac sau un ceva. Nu în intestin, că ăsta era intestinul, dar undeva, undeva toți suntem. Dar nu știu ce Carlos e aici, eu nu-mi dau seama. Dar da, spuneți voi în comentarii că știți. Ce jocuri indie random rău de tot. Și gen, pe mine asta mă impresionează, întotdeauna m-a impresionat, că oamenii chiar se joacă așa ceva. Niciodată nu m-a jucat așa ceva în viața vieților mele. Dacă n-ar fi fost să fac video pe YouTube. William. Au nume cristalele astea. Și probabil tot așa nici voi, mulți dintre voi, nu v-ați jucat așa ceva. Doar că vă uitați direct pe YouTube, știi? Dar e impresionant că dacă lumea nu s-ar juca, n-ar mai apărea jocuri de genul. Deci trebuie să susținuți și developerii, știi, să recumperi jocul. Dar asta e un euro, știi? Wow! Ai o limbă? Bro. Deja nu mai suntem într-o peșteră, băieți, îmi pare rău să vă zic. Nu mai suntem în nicio peșteră. Ain't no way, bro. Bine că e un robot pe care îl controlăm, că n-ar intra niciun om aici. Poate cine știe, odată ce apare inteligența artificială și putem să controlăm roboții, poate să-i putem trimite în zone de-astea dubioase. Zici că e ceva jutsu din Naruto. Wow! Eroare? Nu! Trăia chestia așa, avea o ochi, ochi la un kilometru înăuntru? Care-i logica? Internal report, concluzia. Deci, practic, au avut filmarea asta pe care au interzis-o, nimeni n-are acces. Decât guvernul sau habar n-am. Deci, după mai multe investigații, primite, mă rog, și sub ordinul directorului de securitate, RMG, adică zic, compania care făcea activitatea asta de minerit, a primit contractul să continue studiatul peșterilor sub supraveghere directă a doctorului Țăcălie, că ești șters numele. Wow! Ba, a fost un joc tare rău de tot. Mi s-a părut mișto jocul. Deci premiza jocului, și văd că s-a jucat așa câteva sute de oameni, chiar îi las un review, mi-a plăcut joculețul. Voi veți regăsi pe ecran alte videoclipuri. Dați click acolo, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Like dacă vreți să mai continui weekendul horror. Ne vedem la viitoare. Pa!